ultimii 3 ani, de când România a fost împânzită de trotinetele electrice, s-au produs sute de accidente în care au fost implicați conducătorii acestor mijloace de transport. Unele dintre ele, soldându-se chiar cu deces, cum a fost și cazul unui tânăr de 27 de ani din Timișoara, care și-a găsit sfârșitul în vara acestui an după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Principalele cauze ale accidentelor în care au fost implicați conducătorii trotinetelor sunt viteza, dar și lipsa clară a unor reglementări care să stabilească atât regulile de circulație cu astfel de mijloace, cât și sancțiunile aplicate pentru nerespectarea acestora. Așadar, în acest context, noi reguli de circulație pentru trotinetele electrice au fost adăugate în codul rutier și publicate în monitorul oficial în urma hotărârii luate la nivel guvernamental. Trotinetele electrice se vor conduce numai în aliniament pe drumurile publice, iar schimbarea direcției de mers se face prin deplasarea pe lângă acestea. Practic, cei care le folosesc pe drumurile publice vor trebui să coboare de fiecare dată când doresc să schimbe direcția de mers. Măsura nu se aplică atunci când circulația se desfășoară pe pista de biciclete. De asemenea, au fost introduse noi reguli pentru depășirea bicicletelor, dar și aspecte legate de sancționarea celor care nu vor respecta legislația. Mai multe detalii despre acest subiect ne va oferi subcomisarul de poliție din cadrul Inspectoratului Poliției Județene Timiș, Andreea Jerdea. La data de 6 octombrie, anul curent, a intrat în vigoare hotărârea de guvern numărul 1075/2021, prin care se modifică și se completează regulamentul de aplicare al ordonanței de urgență numărul 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, principala completare fiind faptul că trotinetele electrice se conduc numai în aliniament pe drumurile publice, schimbarea direcției de mers în cazul acestora, făcându-se prin deplasarea conducătorilor, pe lângă acestea cu respectarea regulilor privind circulația vehiculelor trase sau împinse cu mâna. De asemenea, în sau unei piste pentru bicicliști, conducătorii de trotinete electrice pot circula pe partea carosabilă cât mai aproape de marginea din dreapta acesteia. Totodată se reglementează modul de depășire a unei biciclete sau trotinete electrice. Astfel, în cazul în care viteza autovehiculului care urmează să depășească este peste 50 de km pe oră, manevra de depășire a bicicletei sau trotinetei electrice se va realiza prin trecerea peste marcajul longitudinal de separare a sensurilor de circulație ori de separare a benzilor cu cel puțin jumătate din lățimea autovehiculului. În cazul în care viteza autovehiculului care urmează să depășească este mai mică de 50 de km pe oră, manevra de depășire a bicicletei sau trotinetei electrice se va efectua cel puțin prin încălcarea acestor marcaje. Nerespectarea normelor anterior menționate constituie contravenție și se sancționează cu o amendă cuprinsă între 580 și 725 de lei, respectiv 870 și 1160 de lei.